Ce? Este cerurile sunt ale Domnului, dar pământul va dat fiilor oamenilor. Nu morții la altele Domnului. Și noi, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viață. Tot dați pe Domnul. Amin. Și tot aici este scris, Domnul își aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Amin. Amin. Dragii mei, vă aducem salutări de țară și dorim ca, așa cum am citit, harul Domnului să fie dat pe deplin. Amin. Și în minutele ce urmează să stăm înaintea Domnului și privind în Cuvântul Sfânt, să fim conștienți că suntem înaintea lui Dumnezeu și El este gata să ne vorbească. S-a citit din Cartea Genesa, capitolul 50, unde Iosif, cel vândut de frații săi, apoi ajuns la mare putere în Egipt, le-a vorbit fraților săi după moartea tatălui lor și prin cuvintele lui le-a spus care este atitudinea lui față de toate evenimentele care se scursese. Iosif, printre altele, este în evidență în viața lui prin faptul că a știut întotdeauna ce are de făcut și care este locul lui. Când a fost în casa părintească, a ascultat de părinții. Când a fost vândut și a ajuns în casa lui Potifar, aflând din Genesa 39, căci în prima fază ca slugă și-a făcut datoria fără reproșuri, a fost evidențiat, promovat și pus, după cât se pare, administrator în casa lui Potifar. Dar ispita n-a lipsit și soția acesteia l-a provocat. Însă, iată ce a răspuns el, citesc din versetul 8. Vezi că stăpânul nu cere socoteală din mic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Adică, eu știu care e locul meu, poziția mea, ce am de făcut. Mai târziu, a ajuns într-o poziție mai înaltă, spune Scriptura, în Genesa 41, deci fiind ridicat al doilea în stat ca mare ridicire în Egipt, Faraon i-a amintit, citesc versetul 40 mai întâi, te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile mele. Numai scaunul meu de domnie va ridica mai presus de tine. Și 44, și-a mai zis cu Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine, nimeni nu va ridica mâna sau piciorul în toată țara Egiptului. Iosif și-a îndeplinit din nou menirea, s-a achitat de mandatul primit și niciodată n-a atentat la poziția lui Faraon. El a știut ce are de făcut în poziția lui. Vă provoc în această seară să medităm în ce măsură știm noi care este locul și în ce mod ne facem datoria la locul nostru. Pe pământ, oamenilor a dat, Dumnezeu a dat oamenilor o libertate. Și astfel, omul poate să fie la locul lui și în slujba rânduită de Dumnezeu sau de oameni, sau să perturbeze activitatea. Să nu uităm că înainte de a fi oamenii pe pământ, diavolul n-a stat la locul lui. A vrut să fie într-o altă poziție, ce nu i s-a dat niciodată. Și prin atitudinea lui și-a pierdut chiar locul pe care l-a avut, un loc de har, de favoare. Dacă citim cele scrise, de exemplu, în Ezechiel, capitolul 28. Cu siguranță că Dumnezeu în cer nu va mai îngădui una ca aceasta. Pe vorba profetului, nenorocirea nu va veni de două ori. Oamenii și acolo ar vrea să perturbeze lucrurile. Nu neapărat cu rea intenție, uneori din nepricepere, din neascultare.
Știți ce a dorit într-o zi o mamă venind la Domnul Iisus cu doi copii? Era mare. Era un predicator de la. Doamne, zicea, poruncește că în împărăția ta unul să șadă aici și unul aici, la dreapta și la stânga ta. Ce-a răspuns Domnul? Locurile astea sunt rezervate și Dumnezeu decide cine stă și ce are de făcut acolo. Însă pe pământ au fost situații când oamenii s-au pus unul în locul altuia. Fie din proprie inițiativă, și aici vă dau pe exemplu pe Adonia, fiul lui David, care văzând că tatăl său nu mai poate sta pe tron, era bolnav, stătea în pat, și a zis, prin Scriptura 1 Împărați, capitolul 1, versetul 5, eu voi fi împărat, mă pun pe locul lui David. Dar Dumnezeu deja promisese scaunul acela lui Solomon. Și în același capitol ne adeverește Scriptura că cel rânduit de Dumnezeu a ajuns pe locul ce Domnul a promis. Și în capitolul următor este scris, și nu aș trebui să știți, ce s-a întâmplat cu Adonia? Unde a ajuns? În groapă. Cum e chiar grab să vrei să te pui în locul altuia? Într-o altă situație, descrisă în Numeri, capitolul 16, într-o adunare, se ridică levitul Core și a zis, cum vă citesc, din Numeri, capitolul 16, de la versetul 3. Destul, pentru ce vă ridicați voi pe sus de adunarea Domnului. Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, mâine Domnul va arăta cine și unde trebuie să stea. Și printre altele le spune, citesc de la versetul 9, chiar și 8, Moise a zis lui Core, ascultați dar copiii lui Levi, prea puțin lucru este pentru voi oare că Dumnezeu v-a ales din toată culoarea lăsându-vă să vă apropiați de El, deci v-a dat compoziție de favoare. V-a lăsat să vă apropiați de El, pe tine și pe toți frații tăi. Acum mai voiți și preoție. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Au murit cu ocazia acelor evenimente. Aș mai putea aminti pe Ozia, împăratul pe care ne descrie Scriptura 2 Cronici 26, ajutat mult de Domnul. Este scris aici că a ajuns puternic, a fost ajutat în chip minunat. Dar, versetul 16, când a ajuns puternic, inima i s-a îngânfat și l-a dus la fiire. Ce a avut? Nu s-a mulțumit cu poziția de împărat. A vrut și slujba de pe om. A intrat țară tămâie, l-a lătat o tămâierii. Și cum a ieșit de acolo? Altfel de cum a intrat. S-a mai întors la locul lui pe tron? Nu. În carantină. De o parte, lepros. Au fost situații, cum vă spuneam, când unii au ocupat locul altora prin propunerea celor de lângă ei. Să ne amintim de fiul lui Samuel, Isboșet, deschis în cartea 2 Samuel, capitolul 2, și deschis de la versetul 8, Abner a luat pe Isboșet, l-a pus împărat. Cine ar fi trebuit să fie împărat? David. Dar Abner a ținut foarte mult la casa lui Saul. A rezistat multă vreme omul acesta în poziția pe care Dumnezeu nu o dăduse? Nu. Și a sfârșit prin a fi omorât de colaboratorii lui. Dar eu vreau să ne apropiem de viața de familie. Și să vă amintesc cazul din familia lui Laban. Când după 7 ani de muncă grea străinătate, Iacov a așteptat nunta, numai că cineva a schimbat locul și fetele cu pricina. Și pe când s-a așteptat să o aibă pe Rahela, la bani zicea el că așa e obiceiul, dar s-a dovedit că el era cam înșelător de felul lui, și-a dat pe Lea. Știți ce probleme s-au riscat de aici? Eu nu știu câtă vinovăție a avut Lea. Știți că atunci fetele nu aveau prea mari drepturi și părinții decideau mult din dreptul lor.
dar prin ceea ce s-a întâmplat au fost multe supărări, întristări, probleme. Însă, în familia aceea, fapt care spunea și Iosif, s-a rostit expresia asupra care vreau să nu primă în această seară. Iosif a zis în Genesa 50, versetul 19, astfel: sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? V-am arătat așa întreagăt, ce grav este să fiu locul altuia. Dar vreau acum să vă arăt ce pericol este să te pui în locul lui Dumnezeu. Se poate întâmpla ca cineva să se impună în poziția și autoritatea lui Dumnezeu în lumea aceasta. Astfel, vă citesc despre împăratul Irod, descris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, care a pretins o aură divină. Și oamenii au strigat, scrie în versetul 22, glas de Dumnezeu, nu de om. S-au uitat la el ca la un zeu. Cu cât puțin împăratul a pretins aceasta. De exemplu, Domitian, romanul, avea pretenții ca toți oamenii care se adresează să înceapă cuvintele: Domnul Dumnezeu nostru Domitian. Când Irod a procedat așa, scrie în versetul următor, îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, a murit mâncat de viață. Există situații când și în biserică oamenii pot să ocupe sau să usurpe locul lui Dumnezeu. Iată ce vă citesc din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 4. Omul fără de lege, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Așa că se va așeza și un templu lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și profetul spunea, și originea acestor lucruri este de la diavolul, fiindcă îți dai icoase ca și cum ai fi Dumnezeu. Și sămânța asta demonică a intrat în oameni. Dar iată finalul acestui. Scrie aici în versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit care vrea să ocupe poziția, demnitatea de mine, autoritatea de mine, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăbădi cu arătarea venirii sale. Iosif nu și-a permis să se pună în locul lui Dumnezeu. Frații lui au crezut că dacă el este în autoritate de Egipt, acum îi pune în terniță, îi face rogi, dar el le-a spus, recitesc Genesa 50 cu 17, fiți fără teamă, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Eu nu mi-am permis, putea să spună Iosif, nici măcar să stau în locul lui Potifar. Eu n-am confundat scaunul meu cu cel al lui Faraon. Eu am știut care e locul meu. Voi credeți că eu sunt influențat de diavolul să mă pun în locul lui Dumnezeu? El ne spunea, citesc din aceeași carte, capitolul 45, văzând care e locul lui Dumnezeu. În evenimentele ce se derulase la anii și el. Citesc versetul 5. Acum nu mă întristați și nu fiți mârniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iosif a văzut locul lui Dumnezeu și în vânzarea lui, în evenimentele grele prin care a trecut. Citesc apoi și versetul 8. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Dragii mei, cum să nu vadă Iosif locul lui Dumnezeu când scrie numai puțin de vreo 20 de ori în Cartea Genesa? Domnul a fost cu Iosif. Și primul care era conștient de prezența lui Dumnezeu n-a fost Potifar. Și Iosif era conștient că Dumnezeu este lângă el și are un loc de cinste. Iată ce a declarat Iosif când a ajuns în fața lui Faraon. Știți, Dumnezeu nu se vede, dar credincioșii îl recunosc. Cum zice în Proverbe, capitolul 3, recunoaște-l în toate căile tale și nu te socoti singur în sine. Dă slavă lui Dumnezeu! Scrie aici în Genesa 41, versetul 15, Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu mi-a putut învăci și am aflat că nu te învăcești, nu vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu,
Dumnezeu, care în viața mea e la locul Lui. Mai departe, El din nou declară, versetul 25, Dumnezeu l-a arătat mai dinainte. Versetul 32, e din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu va grăbi să-L aducă la îndeplinire. Fratele spunea că am văzut mâna lui Dumnezeu în acest eveniment. Eu trebuie să spun că Dumnezeu trebuie văzut în fiecare zi și în fiecare eveniment. Acesta a fost special, dar locul Dumnezeu trebuie văzut în familiile noastre și în viața noastră și în lucrurile obișnuite. Și într-un răsărit de soare, și în respirația de fiecare moment, și în ascultarea rugăciunilor pe care le facem de dimineața până seara, și în pâinea și de toate zilele, tot trebuie să vedem locul și mâna lui Dumnezeu. Fericii de aceea ce trăiesc conștienți de prezența lui Dumnezeu lângă ei, în viața lor, în familia lor. Oamenii aceștia nu-și permit greșelile în adunare, nici în societate. Ei știe și nu se amestecă în locul lui Dumnezeu. Dar v-am spus că vreau să ne oprim la viața de familie. Iată ce a declarat Iacov, tatăl lui Iosif, Genesa 30. Știți de la versetul 1, cum știți, Lea a născut 4 copii, Rahela, Dorea și ea, însă nu putea să nască. Când a văzut Rahela că nu face copii, lui Iacov a pismuit pe soră și a zis lui Iacov, dă-mi copii, ori mor. Cu alte cuvinte, nu-mi place acest mod de viață. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Acum vă întreb concret. Are Dumnezeu un loc în ce privește nașterea copiilor? În casa lui Iacob a avut Dumnezeu un loc? Scrie aici, în 29, versetul 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pentru că Rahela era steagă. Finalul versetul 35. Și-a încetat semnele astea. Capitolul 30, versetul 17. Dumnezeu a ascultat pe Lea care a rămas însărcinată și a născut lui Iacob un al cincilea fiu. Vedeți locul lui Dumnezeu? Versetul 22. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela ascultată și a făcut-o să aibă copii. Ea a rămas însărcinată, născut un fiu și i-a zis, mi-a luat Dumnezeu o cara și i-a pus numele Iosif, zicând lui Iacov, Domnul să mă adauge un fiu. Pentru că ea a ajuns să înțeleagă că bărbatul ei o iubea și a zis să aibă copii cu ea. Dar în nașterea copiilor nu e implicat numai bărbatul și femeia, are și Dumnezeu un loc. Ei, dar acest loc, în ultimul secol, este tare contestat. După anul 1900 a apărut noțiunea de maternitate voluntară. Iar de prin anii 60, cea de planificare familială. Și astfel, oamenii, într-un mod mai finuț sau mai brutal, i-au cerut lui Dumnezeu să se cam retragă din locul lui. Și, în mod deosebit, printr-o femeie, diavolul s-a folosit în secolul trecut și este considerată cea mai influentă personalitate. Ea a provocat nu doar mișcarea feministă, ci în mod deosebit, fiind o artee care s-a luptat sfârșit împotriva lui Dumnezeu, s-a luptat pentru legalizarea avorturilor, a dus o luptă și până la urmă a câștigat. Evident, în viața celor care nu văd locul și harul lui Dumnezeu în această privință. Însă, privind în Scriptură, dragi mei, toate familiile Sfinților au văzut locul lui Dumnezeu. Știți ce declara Eva? Genesa, capitolul 4, versetul 1. Am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Iată un caz de cartea 1 Samuel, capitolul 1, și apoi capitolul 2, citesc despre cazul Elcana și Ana, scrie aici.
de la versetul 19, partea a doua, Elcana s-a unit cu nevasta Samana și Domnul și-a adus aminte de ea. Ea a fost conștientă de aceasta și a zis, Dumnezeu a ascultat că ce a zis ea de la Domnul acela. Bun, asta e simplu, să zicem că ea a fost sterilă, nu putea să nască, Dumnezeu a făcut-o sănătoasă și de acum avea libertate. Dar iată ce scrie în capitolul 2, versetul 21. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Când a cercetat Domnul pe Ana? Cum n-a fost suficient ca ea și soțul să decidă? Nu, pentru că întotdeauna sfinții au înțeles foarte clar că Dumnezeu are o imixtiune profundă în familie. Are un loc al Lui. Dumnezeu n-a creat decât pe Adam și Eva. Toți ceilalți sunt creați în colaborare cu părinții. Dar nu doar de părinți, ci de Dumnezeu împreună cu părinții. Ferici de părinții aceia care văd locul lui Dumnezeu. Vreau să vă arăt și vă rog să vă gândiți la ce vă spun. Și vă citesc acum din cartea Psalmilor, două versete, ce nu le-am citit la început. Psalmul 115, versetele 14 și 15. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Și acum, dacă versetul următor îl veți înțelege, ați priceput mult. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Știți cum binecuvântează Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul? Dragii mei, cât sunt de mari cerurile? A numărat cineva stelele? Spuneți-mi, vă rog, de ce a făcut Dumnezeu în cosmos așa mare? De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru este mare. Spuneți-mi, vă rog, când a făcut Dumnezeu pământul, ce a zis? Vă citesc din cartea Geneza, capitolul 1. În ziua a patra scrie aici, de la versetul 11, să dea pământul verdeață, iarba cu sămânță, pom rotitor. Câte soiuri de pom există? Multe. Câte specii de plante? Multe de tot. A creat în ziua a cincea Domnul vieții Doamne Mări. Iată ce a zis versetul 21. Să a făcut toate care mișună și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți apele mărilor și să se înmulțească păsările pe pământ. Câte soiuri de pește a făcut Dumnezeu? Și de un soi, cât a vrut să fie? Să mișune, să fie pline adâncurile, adâncimi de kilometri. Și când a creat apoi omul, știți că l-a binecuvântat cu aceeași binecuvântare? Înțelegeți binecuvântarea din Psalmul 115? Când vă doresc să vă binecuvânteze Dumnezeu care a făcut omului miliarde de stele, miliarde de pești și miliarde de plante, știți ce urmează? O mulțime de copii. Dragii mei, locul lui Dumnezeu arată cine-i Dumnezeu. Și Dumnezeu e mai mare decât ne imaginăm noi. Dumnezeu a vrut să trăiască într-un cosmos imens, cu miliarde de făpturi, pentru că are capacitatea să le întrețină și îi place să le vadă. Omul între timp a ajuns egoist și se învârtește în jurul propriului eu. Și când se căsătorește, acum îi sunt doi de eu. Și n-ar vrea să fie conturbat de mulți, că i s-a limitat Universul, că l-a scos pe Dumnezeu afară. Când intră Dumnezeu din nou la locul Lui, dintr-o dată orizontul se mărește. Îți dai seama, spunea cineva, ce tu ai capacitate să crești, tu n-ai capacitate să crești niciunul. Bine spunea un frate care era cu mai mulți copilași,
unii în cărucior, alții pe lântel și cineva la văzut și a zis, măi, domnule, dar cum o să-i poți îngriji pe toți? Și l-au zis, nici nu-i sigur că o să-i îngrijesc eu pe ei sau ei pe mine. Una e sigur, Dumnezeu ne poate îngriji pe toți. Deci când vezi locul lui Dumnezeu, nu te mai poți strica la micirea ta pe om, la gândirea ta egoistă. Dar Europa noastră l-a pierdut pe Dumnezeu. În nicio țară nu mai există natalitate care să arate înmulțirea populației. Ar trebui un procent de 2,1 ca să se înmulțească populația. 2 pentru locuirea celor doi păliți și 0,1 pentru locuirea celor care mor prin mortalitate infantilă. Irlanda are 1,9, în rest și alte țări, 1,3, 1,2, 1,5. Populația Europei este în scădere, fiindcă l-au scos pe Dumnezeu din schema aceasta. De aceea, dragii mei, aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne arate măreția și puterea sa. Când Dumnezeu și-a arătat slava în Egipt, vă întreb, a murit cineva de foame în 5-7 ani de foame dacă Iosif l-a văzut pe Dumnezeu la locul lui? N-a murit nimeni. Familia lui Iacob s-a mulțit mult. Știți cât avea? Când s-a coborât din Egipt, erau 70. Dar iată ce le-a spus Iosif, cel care a văzut locul lui Dumnezeu. Capitolul 45, versetul 10, veți locui lângă mine. Tu, fii tăi, fii fiilor tăi, oile tale, voi tăi și tot ce este al tău, acolo te voi hrăni. Acum am o întrebare. Știți câte oi avea Iacob? Nu știu numărul câte avea, dar știu ceva. Că la Iacob oile se mulțeau tare. Și erau niște îngeri care răspundeau de mulția lor. În vremea aceea, fiindcă Dumnezeu a rămas la locul lui, nu numai că și copiii lui Iacob mulți au avut ce să mănânce, au avut ce să mănânce și oile acelea multe ce s-au înmulțit. Că spunea Domnul Iisus că nici vremile nu cad la pământ fără știrea lui Dumnezeu. E mai mare decât ne dăm noi seama. Acum cu cunoașterea științifică, medicina nucleară, genetica, ne dovedește ce intervenție divină are Dumnezeu în pântecele mamei. Am citit recent niște materiale și declarația unor congrese mondiale ale medicilor și recunosc toți, dacă sunt onești, că din momentul conceperii avem de-a face cu o ființă. Și nici de cum cu câteva celule. Între a șasea și a șaptea zi, când zigotul acela n-are decât milimetri, dar deja s-a pregătit să se împartă în două, jumătate placenta, jumătate fătul, poruncește organismului mamei să-și oprească cursul lunar și să se îngrijească de noua ființă. La 20 ceva de zile deja sistemul circular se pune, circulator se pune în funcție. Deja la 3 luni și mai repede, toate sunt funcționale. Așa că în aceste condiții ne dăm seama că ce a scris David în Psalmul 139 n-a aflat în laborator și a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Când a zis eu, știință mai presus de puterile mele. Dar știința asta pe cine l-are autor? Pe Dumnezeu. Dragii mei, umanitatea este în criză, nu că s-au mulțit oamenii. Pentru că e dovedit că pământul nostru ar suporta 80 de miliarde de oameni. Noi suntem în criză că l-am scos pe Dumnezeu. Dar criza nu doar economică, criza este morală mai întâi, este spirituală, dar noi în această seară ne-am adunat aici în numele Domnului. Amin. Și vrem să-i vedem locul în adunare și în familiile noastre. Amin. David spunea, tu m-ai făcut făptura atât de minunat. De aceea vreau să vă amintesc în această privință că nu doar noi, pocăiții și după Biblie, medicii te cunosc,
că toate măsurile contraceptive, începând cu pilule, sterile și așa mai departe, provoacă avorturi timpurii, adică în primele zile, ne lăsând să se formeze și să se lipească la locul lui fătul conceput, sau ne lăsându-l să se hrănească. Deci avem de-a face oricum avort timpuriu, care nu necesită intervenții chirurgicale, numai aceste tratamente medicamentoase, injecții și mai departe, câte sunt. Fie cu un avort târziu, în stil clasic, chirurgical, dar ambele sunt avorturi, timpurii sau târzii. Oameni care îl scot pe Dumnezeu din schemă. Citeam un articol de prin anii 60 din presa greacă despre o mamă care s-a prezentat la medic, acuza dureri în zona pieptului și, într-adevăr, a avut cancer, dar era sarcinată și medicul i-a spus, prima dată trebuie să intervenim și să-ți protejăm viața, pentru că în timpul sarcinii cancerul dezvoltă foarte multe ori. Și a spus, asta nu pot să accept. Să vină soțul să ne înțelegem cu el. Este plecat pe front. Și nu a acceptat. A suportat două intervenții chirurgicale. Se ruga lui Dumnezeu și a cerut asistența medicilor să supraviețuiască până să dea naștere copilașului. L-a născut și ultimele puteri, i-a scris medicului, trăiesc momente de împlinire maternă, când ca mamă mi-am văzut locul și am văzut mâna lui Dumnezeu care a dat viață unei noi ființe. Nu mai pot să o îngrijesc. O las în mâna lui Dumnezeu. Pentru că știu că nici eu, nici soțul care e plecat pe front, n-am putea să facem decât ceva limitat. Dar noi am făcut aceasta din teamă de Dumnezeu și tot în mâna lui Dumnezeu încredințăm această ființă. Slăvit să fie Domnul! Pentru oamenii care înțeleg locul lui Dumnezeu. Și așa cum scrie în Geneza, în Exod, capitolul 1, și asta vreau să vă citesc pentru că este aici aproape, când cele două moașe ale Egiptului n-au vrut să participe la poruncile de Faraon, știți de ce au făcut asta? Vă citesc în versetul 17, dar moașele s-au temut de Dumnezeu și nu au făcut ce nu poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat copiii să trăiască. Deci iată că o astfel de atitudine evidențiază teama noastră, adică recunoașterea locului lui Dumnezeu. Ei, acum sunteți conștienți, am vrut să spun până aici, că în privința nașterii Dumnezeu trebuie să decidă. În colaborare cu părinții. Eram la o conferință despre familie la Baia Mare. Cineva m-a întrebat, dar frate, chiar nicio măsură contraceptivă nu-i voie să luăm. Și am spus liniștiților, le-a luat Dumnezeu. E mai competent ca noi. Ce măsură contraceptivă a luat Dumnezeu? Două majore, una interzice relațiile în afara familiei, pentru ca copiii să aibă un mediu unde să se nască. Doi, la vârsta de 40 de ani, face ca femeile să nu mai poată naște. Astea sunt măsuri contraceptive luate de Dumnezeu. Celelalte țin de subordonarea noastră și recunoașterea locului pe care îl are Dumnezeu în casele noastre. Slăvit să fie Domnul! Fratele Eugen de la noi am înțeles că a fost odată la dumneavoastră. Era proaspăt căsătorit cu soția, a fost la rugăciune la Timișoara și prin tatăl fratele care s-a rugat, a avut o vedenie. A zis, între voi a crescut un spic de grâu. Și interesant, spunea el, când m-am uitat, am numărat și nu poate, m-am uitat odată, am numărat 6. Și când m-am uitat la 3 ore, era numărat 5. Fratele a întrebat, ce-i asta? Copiii voștri, dar n-am înțeles de ce 5, 6 și iar 5. Dar un lucru mi-a fost dat. Toate boabele erau una ca alta. Ori să fie toți băieți, ori toate fetele.
Una s-a născut la naștere, 5 sunt viață. 5, 6, 5, Doamne să văd. Dumnezeu nu are numai un loc, are un plan. Și la ce face Dumnezeu nu trebuie nici adăugat, nici scăzut. Ce înseamnă asta? Nu e nevoie să mergem la laborator și să mai beneficiem de o mamă biologică, de una de împrumut, de prevelări de celule. Dacă Dumnezeu ne dă copii, primim. Dacă Dumnezeu nu ne dă, nu suntem în locul lui Dumnezeu nici să-i aducem, nici să-i oprim. Ferește cine înțelege lucrarea aceasta. Noi suntem la locul nostru ca să ne facem datoria. Și acum, vă rog să fiți atenți. Un tată este dator să respecte omul lui. Chiar sfătuim bărbații care au soții credincioase și ele nu mai vor să aibă copii, el să fie curat, să-și ia vinovăția asupra ei, și invers. O soție credincioasă, dacă soțul nu vrea ca să mai aibă copii, să-și ia vinovăția asupra lui. Tu fii la locul tău. Dar vă rog să rețineți. Locul tău, ca bărbat și respectiv femeie, nu înseamnă numai străinar. Mă-ntorc la Iosif. El a zis, fiți fără teamă, sunt de oare în locul lui Dumnezeu. Dacă ar ști copilașii ăștia că toți tații și mamele care au recunoscut pe Dumnezeu i-au lăsat să vină și ei n-au avut nicio teamă. Dar când oamenii se pun în locul lui Dumnezeu, să știi că e teamă. E teamă că nu se nasc. Și la fel, când avem de-a face cu un om pus în locul lui Dumnezeu, e desperiat. Însă când noi suntem la locul nostru și Dumnezeu la locul lui, atunci fiți fără teamă. Dumnezeu știe să fie stăpân. Și când noi nu ne depășim atribuțiile, trăim fără teamă, trăim liniștiți, fără griji, că beneficiem de ajutorul Domnului. Dar ascultați ce spune versetul 21. Fiți dar fără teamă. Căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. I-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Stimate surori care astăzi ați venit la binecuvântare, de acum locul dumneavoastră este să-i mângăiați, să-i hrăniți și să-i creșteți. Și cum a zis fiica lui Faraon către mama lui Moise, îți voi plăti. Dumnezeu vă va răsplăti. Dar locul dumneavoastră presupune în continuare activități multe. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră că femeile din societatea noastră au ieșit de la locul lor și s-au dus, s-au angajat, au avut alte activități. Dar Dumnezeu nu vă va răsplăti după acelea. Funcția fundamentală a unei femei este în familie. Iată ce frumos spune Apostolul Pavel, și asta este învățătura apostolică nou testamentală, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Totuși femeia va fi mântuită, adică acesta e locul ei, scrie aici că e locul bărbatului, să slujească, să muncească. Prin naștere de fii, dacă își păstrează locul în continuare, dacă stăruiesc cu smerenie, o mamă care are mulți copii, numai cu smerenie poate face. În credință, asta e foarte important, surorilor, spune Scriptura Romană, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie apuse alături de slava viitoare. Aici se impun și suferințele materne. Și durerile unui părinte, în special a unei mame, astea nu sunt vrednice să fie puse alături, dar 2 Corinteni, capitolul 4, lucrează pentru o greutate veșnică de slavă. Spunea bunicul unuia dintre mamele de aici. S-a pocăit mai târziu, soția lui născuse vreo 10 copii. Un bărbat nepocăit. Dar când a cercetat Dumnezeu, printre altele a spus femeie, ca să mă creadă Dumnezeu, mi-a dat niște experiențe speciale, dar printre altele mi-a arătat ce loc vei avea tu în rai. Să spun și la alte femei că mare răsplată vor avea femeile care au născut copii. Nu există activitate care să adune mai multe răsplată la Dumnezeu și har. Fericite surorile care înțeleg acestea. Deci, toate astea faceți-le prin credință. Nu uitați ce spune lumea. Uitați-vă la Dumnezeu care vă solicită să fiți la locul dumneavoastră.
Și ce înseamnă să faceți prin credință? Nu vă uitați la bebelașii ăștia doar, cum spune astăzi o familie, nu știm exact ce să facem. Suntem aici să-i dăm la școală, să mergem în România să-i dăm la școală. O să vedeți dumneavoastră. Eu sunt scurt, și cu română și cu engleză, nu problem. Nu vă gândiți doar ce vă face cu ei la 7 ani. Sau alții sunteți din zona Bucovina și se gândesc că trebuie să-și marge și să aibă casă. Gândiți-vă mai mult, gândiți-vă când copiii dumneavoastră vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să naști și să-i crești în credință. Să te gândești ce har o să ai ca mamă a mai multor mântuiți în rai. Cât va fi răsplată acolo, apoi zice aici, în dragoste. Și o mamă cred că are resurse de la Dumnezeu. Și în sfințenie, și calități, parcă pe toate le-o prinsă apostolul. Dacă astea le aveți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Smerenie, credință, dragoste și sfințenie. Acum, concret puțin la bărbați. Care era un bărbat în familie? Eu de născut nu nasc. M-am dus într-o familie săptămâna trecută și erau doi bebelași, unul se juca în casă, celălalt era într-un casă din acesta și în timp ce vorbea, fratele stătea cu noi la masă și sora se plimba cu casă, prin casă cu el și ne spuse cu Cezarea. Nu l-am iertat. Printre altele, fiindcă a dus vorba că socrii stau aproape și încerc să mai muncească, i-am zis, omule, mie mi-ai dat aci dăba dacă e trenești. Stai cu noi la masă și nevoasă ca născută cu cezariană să plimbă copilul prin fața noastră. Păi vezi că ești 100 de kilograme. Femeia i-a dat Dumnezeu suferință de la bărbatul, la munca, până la transpirație. Ăsta-i loc cu bărbatul. Să muncească. Pentru casa lui, zicea Iacov, cât o scăziu o să topea de căldură și noaptea de frică. Cât de schimburi mușa, cât de nevoie. Un bărbat trebuie să se înțeleagă locul lui prin munca, prin grija față de soție. El trebuie să se asigure că copiii o ascultă, că soția lui poate, că nu este doborâtă din punct de vedere moral. El să fie ca în cama compinuse de ea și să-i spună, dragă, de ce plângi, de ce ești mâmită? Una este mâmită că n-are copii, alta e mâmită că prea necăjesc copiii ca pe Rebeca. Și bărbatul trebuie să fie ca Domnul Iisus pentru biserică, Dumnezeu să vă ajute. Amin. Un bărbat bun, nu-i chiar greu la o femeie să nască și să crească. Dacă un bărbat leneș, sau care nu-i pocăit și nu poate să-i provoace la rugăciune, și nu este un bun preot în casa lui, este greu. Dacă sunt și astfel de situații, Dumnezeu să vă învrednicească, surorilor lor. Dar trăiți cu nădejde ca Dumnezeu să ridice bărbați plini de putere, de energie sfântă care să facă așa ca Iosif. Și când soția spune, uite, sunt însărcinate, se spune, dacă fi fără de ea, Dumnezeu în locul lui ne va purta de grijă. Dar nu o să ia Dumnezeu copilul în brațe și nici îngerii să merge pe școală de duc. Fijitul la locul tău. Muncește, asigură cele necesare și atunci vei vedea că soția ta este fericită în casa ta și tu te bucuri de ea, este ca o fiță roditoare, ca un păsmin. Dar fii tu, fii care ți este locul. În aceste condiții nu există teamă, nu există frământare. Eu nu știu exact dacă pe unii dintre dumneavoastră spun această scântiere, vă frământă problemele cu crize, cu ceea ce va fi, dacă vă apucă ispita ca pe evrei, ce o să fie de copilași proști, ce o să fie arunbări? Mai e că e ca noi, sau fără să mai trudească atâta cât noi. Să nu vă frământați cu toate acestea, spunea Domnul Iisus, neamul meu mi se frământă, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de el. Dar Tatăl nostru e mai mult decât bunicul acestor copii. E Cel care ne este Tatăl la toți. Care ne-a dat viață la toți. De ce am aleat? Nu ne-a dat Dumnezeu singur viață la toți. De ce sunteți necredincioși? Și eu am fost ca dumneavoastră. Am pornit, cum zice românul, de la nimic. De la linguri și furculițe și spuneau cei din jur.
Ce o să facă ăștia? Stau pe chirie. El nu știe decât să facă școală și misiune. Și nevastă e sănătoasă și până la 20 nu se oprește. Și Dumnezeu a zis că nu vor fi decât 8. Și 8 au fost. Dar mai zis Dumnezeu ceva. Îi voi binecuvânta. Și când ne uităm în urmă, nici nu știm cum s-a petrecut asta. Dar pot să spun că Dumnezeu e credincios. Nu mai trebuie să acționăm prin credință, să fie gata și soțul și soția, să fie la locul lor, văzând locul lui Dumnezeu. Și când asta este, nu te mai temi. Știți, ucenicii erau pecorabili, s-a stârnit fortuna. Domnul dormea la cârmă pe căpătii, l-au trezit, Doamne, scoală-te că pe ei și lături. Puțin credincioși, bă. O, Doamne, iartă-ne că n-a fost puțin credincioși. Și am zis, ce va fi, cum se va întâmpla? Să ne încredințăm viețile în mâna credinciosului zilitor. Că Dumnezeu poate să potolească fortuna, poate să aducă binecuvântare, poate să dea har, slăvit să-i fie Dumnezeu. Al Domnului este aur, argintul, zice prorocul Hagai, dar e cum pâinea cea de toate zilele. Toate sunt în competența lui, în grija lui, stăpânirea lui. Aici este ceea ce am putut să vă spun și vă rog să vă meditați asupra acestui aspect. Când știi că Dumnezeu este pe tron, dar este și în casa ta, la locul lui, dătător de viață, întreținător de viață, mântuitor, tu ești fără teamă și spui celorlalți de jur, fiți fără teamă, sunt eu oare omul lui Dumnezeu? Da, în același timp, tu îngrijești-i, hrănești-i și Dumnezeu se vede har și bunar. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos că după suferința nașterii vine bucurie și aici. Dar ce bucurie veți avea mai acolo? Vă spun eu ca unul care, și acum a zis, am câțiva copii. În familie cu copii sunt și anumite de întristări. Dar când aduce Dumnezeu întristare, știi ce face? Sapă un vas unde să dorme apoi har. Pentru că unde lasă Dumnezeu întristare, lasă și multă bucurie și îndurare, slăbit să-i fie Dumnezeu. Hai, vă amintesc o experiență și-am încheiat. Cu anul urmă, soția a avut un vis interesant. E aici. Se făcea că și toți copiii noștri erau într-o pădure. Toți copiii se jucau dintr-un bulgăr de zăpadă către niște lumi și a zis, măi copii, dar e periculos. Repede trebuie să ieșim de aici. Și așa s-a făcut că a apărut un microbus alb cu o soră credincioasă la volan și ea, cumva o clotindu-i, a zis, urcați repede pe ușa laterală, în microbus să scăpați. Și-au pornit pe o pantă, dar de fapt erau niște scări, trepte, să urce. Și treptele astea aveau cuienele, cu vârful s-a scutit în sus. Și i-a întrebat pe sora de la volan, cum putem urca pe scări și cu cuiene? Și sora aceea a răspuns, în numele Domnului. A urcat pe un platou, a ajuns la un loc larg și ea s-a dus să le deschidă ușa să se dea jos. 7 copii pusese de pe banchetă, unul ridică haionul de la portbagaj și sunt de jos de aici. Și întreabă, măi băiete, tătul ăștia cu frații de banchetă? Zice, nu, eu am venit cu ușa la portbagaj deschisă, cu picioarele pe jos, că am vrut să văd pe Isaac. Și avea rând pe talpă. Dar a zis, da, vedeți că Dumnezeu nu m-a lăsat nici pe mine să mă pierd de voi? Ce-or fi? Și unul din cei 8 s-a orientat spre lui, deși n-avea decât 14-15 ani. Ne-am pus nădejdea în făgăduința Domnului, că Dumnezeu e la locul lui. Și când a început să fie mai răzbrătit, deși Dumnezeu a ținut situația sub control, soția a deschis Scriptura rugându-se, plângând, și de 2 ori s-a deschis în același loc. Cartea la 2-a împăraților, capitolul 23, versetul 23.
Și abia în al 18-lea an s-au prăznuit aceste pași în cinstea Domnului la Ierusalim. Și au zis, Doamne, la 3 ani se doresc. Și 3 ani au zis. Anul acesta, când se împlinească 18 ani, dintr-o dată a zis, mă duc la stărință. Minune, în prima seară Domnul a botezat. Și ce a zis, cum? Și el a zis, fiindcă m-am văzut mai rău și mai bucătos ca toți, ne-am gândit, Doamne, va rezista? A urmat 5 luni de cateheze și azi o săptămână s-a botezat în apă. În al 18-lea ani după făgăduința Domnului. În corp agaș, dar nu s-a pierdut. Dragii mei, dacă Dumnezeu rămâne la locul lui și noi rămânem la locul nostru, fie că mai dătrivăm, fie că trece și prin bucurii, ajungem cu bine la sfârșit, dar sfârșitul nu e aici. Și nici nu există sfârșit pentru noi. A zis Iosif când și-a încheiat viața, Dumnezeu îl va cerceta. Sfârșitul nostru nu nici nu avea nici în România, ci în Ierusalimul lui Dumnezeu. Acolo vrem să ajungem noi și copiii noștri. Dumnezeu l-a pregătit pentru noi și pentru copiii noștri. Dumnezeu la locul lui și acolo în cer. Asta v-aș dori, apropo de a fi Dumnezeu la locul lui, să ajungeți voi și copiii voștri să vă închinați înaintea tronului lui Dumnezeu. Să vedeți care e locul lui din cer. Și să ajungeți la locul ce vi l-a rânduit Dumnezeu în cer. Cine aici este la locul lui, va avea și în cer locul lui de onoare. Măriți să fie Domnul, amin.